Cum tunetul ajunge înaintea fulgerului. Feri ne-a primit bine, ca de obicei, și ne-a dat de mâncare pe drum. Ca să înaintăm repede, am hotărât să mergem și ziua din pădure în pădure. Am mers toată ziua și n-am întâlnit, că vremea era urâtă de altfel, decât un fecior de sas înalt și cam sărac cu duhul. L-am lăudat cât e de voinic. L-am rugat să nu spună că ne-a văzut și băiatul a făgăduit că nu va spune. Am traversat noaptea poligonul militar Cincu și dimineața eram în pădure la Șoarș. Dacă am venit pe aici, ne-am zis să trecem și pe la frații Grecu. Am intrat seara la Ion Grecu, în capătul satului, care, cât ne-a văzut, ne-a întrebat. Unde ați lăsat căruța? Ce căruță, ne-am mirat. Măi, aseară când să mă culc a venit șeful de post să-i împrumut lanternă. Nu puteam zice că n-am, știe că am, dar i-am înlocuit bateria cu una veche. Dar ce-i baiu? L-am întrebat. Acum am primit ordinul să pândesc cu ajutorii mei drumul ce taie pădurea că trece Gavrilă cu o căruță cu doi cali albi. Azi dimineață mi-au adus lanterna și eu i-am întrebat, nu l-ați prins? Prins pe dracu, am înghețat așteptând toată noaptea. Ne-am făcut cruce. Noi nu știam de nicio căruță. I-am liniștit pe Grecu. Nu înțelegeam însă de unde această alarmă falsă. I-am spus și lui că am rămas din nou fără cojoace și ne-a promis că ne face rost, dar prea repede nu. S-ar putea întreba unul și altul ce se întâmplă cu atâtea piei. Am mai rămas în pădurea Șoarșului câteva zile, ca să se mai potelească zarva cu căruța. Apoi ne-am întors în poligon. Seara am văzut cu ochii noștri cum au fost lăsate dintr-un camion grupe de securiști pe drumul Cincu Bărcut, dar noi eram deja trecuți de acest loc. De cu seară am ochit trei stâne și ne-am apropiat de una. A ieșit, cât ne-au bătut câinii, un mut înaintea noastră. La tot ce îl întrebam, el nu răspundea decât prin semne. L-am lăsat în plata domnului și am dat să intrăm în stână. În văzul nostru, mutul a luat-o la fugă răcnind. În stână mai era un bătrân ce ni se părea cunoscut. Bine era de nu era acolo, a răspuns bătrânul. I-am explicat bătrânului de ce venisem. Luați-i cojocul, că ăsta drept la securitate se duce. E agentul lor băgat între noi și ca să nu dau și eu de necaz, luați-l și pe al meu. Să vă dau ceva de mâncare. Luați asta și depărtați-vă, măi copii, că numai că nu-i vedeți, îți destui pe aici, pe aproape. I-am mulțumit bătrânului și am plecat. Am luat direcția nord, convinși că securitatea vă căuta spre sud, presupunând că ne-am retrage spre munte. Aveam o noapte înaintea noastră și trebuia să ne îndepărtăm cât mai mult. Am ajuns în pădurile de la nord de Acnita. Darul făcut de bătrân a fost cel mai bun produs de stână ce l-am mâncat în viața noastră. Ceva amestec între caș, dulce, urdă, jintiță, iaurt. Am oprit o parte ca să le arătăm și celorlalți noua minune alimentară. După câteva zile, eram iar la stâna lui Feri. Din vorbă în vorbă, îl auzim pe Feri că le zice oamenilor din Toarcla, afumați. Feri, zice cineva ce ciudă ai tu pe oamenii din Toarcla. Eu? Eu ca eu, dar ce aveți dumneavoastră mai mult ca mine? Nu le-ați luat dumneavoastră toată brânza de la stână și nu știu câte oi? Ne-am făcut cruce. Dar nici n-am trecut pe acolo. Necum să luăm ceva. Din ce a spus Feri, din ce am aflat mai târziu, lucrurile s-au petrecut astfel. Băiatul de sas s-a dus la stână și a povestit stăpânului său, responsabilul cooperativei, că s-a întâlnit cu noi și cum arătam. Insul s-a gândit imediat că ar putea trage ceva profit din asta. A încărcat în căruță brânza datorată sătenilor, proprietarii de oi, și a pus la adăpost. A dus căruța goală într-o pădure, a dat drumul cailor, apoi a chemat securitatea să se plângă că noi i-am ieșit în cale, i-am luat căruța cu brânză cu tot și că el nu va mai avea de unde să le dea brânză oamenilor. Securitatea, neavând efective mari la dispoziție, a blocat toate drumurile din regiune ca să prindă căruța care, în cele din urmă, a fost găsită în pădure, abandonată. În toamna aceea s-au mai întâmplat câteva cazuri asemănătoare, la o colectivă. Tot așa au venit partizanii noaptea, au încărcat vitele într-un camion și duși au fost. La o stână, la Rucăr, au luat un clănțău
de oi legând ciobanii. Unele voci șopteau că securitatea nu era străină de aceste jafuri. Fie că era amestecată, fie că nu, am judecat că trebuie să dezmințim amestecul nostru în asemenea tâlhării, care, dacă ar fi fost crezute, ne puteau face mare rău. Am scris câteva scrisori la primării și am afișat câteva manifeste prin care arătam că noi nu ne atingem de munca oamenilor și de averea lor. Noi aveam treabă numai cu statul comunist. Dar și fără aceste dezvinovățiri, probabil o parte dintre oameni tot de partea noastră erau și ne-ar fi iertat chiar dacă poveștile ar fi fost adevărate. Celălalt echipament pierdut l-am înlocuit cu ajutorul lui Olimpiu. Având inventarul din nou pus la punct, puteam să fim din nou optimiști.